Bună ziua, domnilor și domnilor, sunt Mințea Iordache, bun găsit în studioul Antena 3. Alături de noi se află astăzi invitat domnul Eduard Grama, administrator public al municipiului Călăraș. Bună ziua, domnule Grama, bine ați venit! Bună ziua și bine v-am găsit! De când ați preluat această funcție? Noiembrie 2020. În momentul în care ați preluat funcția de administrator, ce situație ați găsit la nivelul primăriei municipiului Călăraș? Mă refer la proiecte. Un număr destul de mare de proiecte, dar o situație inexplicabilă vis-a-vis de stadiul lor. Pentru că acele proiecte au fost semnate în 2018-2019, chiar în decursul anului 2020 și nu mi-explic de ce au stat în sertarele primăriei. Am discutat cu domnul primar Marius Dulce și am făcut o evaluare la nivel de primăria Călăraș, am actualizat documentațiile, am actualizat proiectele care au fost depuse pe CNI, proiecte care erau doar în stadiu de adrese scrise și solicitări, fără a avea în spate o bază reală, un studiu de fezabilitate sau un DALI. Aveam clarificări în cadrul primăriei depuse, clarificări la care nu s-a răspuns niciodată. Am încercat în aceste trei luni de zile să grăbim și am reușit, pentru că am depus la CNI foarte multe documente, iar în ceea ce privește proiectele care au fost semnate pe programul operațional regional, am reușit să le scoatem la licitație. Stăteau în primărie de cel puțin un an de zile. Am tot întrebat ce s-a întâmplat în acest an de zile, pentru că noi avem un termen de implementare al proiectelor 2023 și încercăm și cred că vom reuși ca aceste proiecte să ajungă la finalitate. Aș vrea să-mi dați exemple de câteva proiecte acolo unde întâmpinați probleme în implementarea lor și să-mi spuneți dacă există riscul ca unele dintre aceste proiecte să nu poată fi implementate în termen util. Dacă spuneți că termenul ar fi până în 2023, aveți timp? Vă încadrați în această perioadă? Într-adevăr, sunt două proiecte unde într-adevăr ar fi problemele, dar domnul primar, împreună cu echipa din cadrul direcției tehnice, din cadrul primăriei și cu constructorul, au găsit o soluție. Vă dau un exemplu, adăpostul Pescăresc, un proiect pe POP, care a fost semnat contractul de execuție la 10 ianuarie 2020. Inexplicabil, în ordinul de începere a fost dat în luna 6-a 2020, adică un termen foarte mare, iar finalitatea lui ar fi undeva în 31 mai 2021, în condițiile în care în luna decembrie stadiul lui era de execuție de 15%. Și ați găsit soluția? Adică vă încadrați totuși? Da, am discutat cu constructorul. Constructorul lucrează la acest moment intens acolo și încercăm să ne încadrăm într-un procent de 70% pentru a nu fi amendat și a intra pe cheltuială neeligibilă. Și în afară de adăpostul Pescăresc, ce proiecte mai aveți? Unde întâmpinați probleme în implementare? Un alt proiect, Poșta Veche. De ce Poșta Veche? Că pare gata. Pare gata, construcția este finalizată. Am avut o problemă la nivel de contract de dotări. Mobilierul care se află în Poșta Veche, cu o valoare foarte mică, e vorba de 55.000 de roni, a fost încheiat un contract pe aceste dotări, furnizorul a livrat 80% din dotările respective și inexplicabil, pentru că nu s-a încadrat în termenul de livrare, primăria, în loc să vină în întâmpinarea furnizorului și să spună: domnule, într-adevăr, solicităm un act adițional și vă acordăm un nou termen, prelungim termenul de livrare, au reziliat contractul. Termenul de finalizare al proiectului pe Poșta Veche este 21 februarie 2021. În condițiile în care... Luna aceasta? Luna aceasta. În condițiile în care unul dintre indicatorii importanței proiectului era ca primăria să angajeze 4 specialiști care vor fi disponibili pentru atelierele de pictură... Fotografie, sunt mai multe ateliere în interior. Ceea ce nu s-a întâmplat nici până la acest moment. Am stabilit împreună cu domnul primar și am făcut o solicitare de prelungire a acestui termen de cel puțin 2 luni de zile ca să încercăm să închidem și
proiectul Poșta Veche. După ce veți primi mobilierul la Poșta Veche, am înțeles că asta ar fi problema în momentul de față, credeți că în această vară va fi dat în funcțiune, va fi deschisă publicului? Sunt convins că în cel mult 3 luni din acest moment va fi deschisă publicului. Bineînțeles să ne lase și, adică pandemia să nu ne împiedice accesul în acest obiectiv. Un alt proiect? Mai aveți? Astea ar fi cele două proiecte. Cu probleme. Cu probleme. Atunci aș vrea să discutăm un pic despre obiectivele în perioada următoare. Ce obiective aveți? Ce proiecte vreți să implementați? Dacă proiectele vor fi implementate din bugetul local, dacă bugetul local vă permite implementarea unor proiecte, sau le veți implementa din acel împrumut făcut despre care s-a tot vorbit în ultima perioadă, sau poate urmăriți accesarea de noi fonduri europene, de noi fonduri guvernamentale, sau poate pur și simplu doriți să duceți la bun sfârșit proiectele pe care le aveți în momentul de față și apoi vă gândiți cum vedeți situația în perioada următoare. Este clar că vom depune în perioada 2021-2027 de finanțare, vom depune proiecte și în acest moment se lucrează la documentații pentru a le avea pregătite până la apariția ghidurilor. Într-adevăr, sunt obiective de investiții care sunt în execuție și sunt finanțate din acel împrumut, dar împrumutul la acest moment nu este tras în totalitate. Așa cum a spus și primarul municipiului în emisiunea dumneavoastră, estimările care le avem la nivelul anului 2021 ar fi de a trage 19 milioane de roni. Vom finaliza obiectivele stabilite în împrumut, asta în mod cert, și vom face recepția lor. Vom stabili noi obiective și aici, împreună cu domnul primar, am discutat că este nevoie la nivel de parcuri, la nivel de municipiu Călăraș, nu avem un loc de joacă în momentul de față pentru a asigura atât copiilor cât și părinților un climat de relaxare. Și am stabilit să începem în 2021 amenajarea parcului central în zona Queen și în zona cinematografului Victoria, pentru că eu, care merg destul de des în parc, am constatat că un număr mare de copii se strânge în zona cinematografului Victoria și acolo ar fi posibil pe acel dreptunghi să facem o asemenea investiție. În 2022 am gândit să trecem în Parcul Dumbrava, iar în Parcul Dumbrava, pe lângă acel parc unde accesul este extrem de greu cu pietrișul respectiv și cu câteva topogane și leagăne, am gândit să facem și o pistă, un skate park, un skate park care la momentul actual este în zona zoo, dar este într-o stare deplorabilă. Asta ar fi pe zona de parcuri. Bineînțeles, vom ține cont și de Parcul Năvotar, de Parcul Speranței. Adică vom reloca anumite topogane sau anumite obiective din parcuri și pe alte zone. Vom avea tartan pe jos, nu va mai fi pietriș, nu va mai fi ciment, copiii să beneficieze și de protecție în sensul ăsta. Poate vă ocupați și de Parcul Aurora, este undeva izolat la ieșirea din oraș și a fost uitat de foarte mulți ani, da. Dacă îl veți lua în considerare. O altă investiție importantă la nivel de municipiu, care a fost și este o prioritate pentru primarul Marius Dulce și am discutat-o în ședințele operative la nivel de primărie, ședințe de fapt operative la nivel de primărie, dar este... În mandatul actualului primar, ședințele le facem uneori comune cu Consiliul Județean, ceea ce este benefic pentru comunitate, pentru că este o gândire comună la nivel de județ cu stafful și bordul Consiliului Județean și o gândire comună cu Primăria Călăraș. Și am stabilit un obiectiv important, Bulevardul Republicii. O stradă principală, o arteră principală a municipiului, care, știți și dumneavoastră în ce condiție este momentul de față, vom asfalta în prima fază până la, de la școala Titulescu, până în zona Lidl, în zona
poliției, urmând ca în anul următor să continuăm această asfaltare. Așteptările oamenilor sunt extrem de mari, oamenii așteaptă ca lucrurile să se întâmple ieri, lucrăm într-un ritm alert, toată lumea e conectată și pot să vă garantez că vom avea un oraș normal în următorii 2 ani. În următorii 2 ani. Anul acesta ați spus că veți începe asfaltările pe Republicii. Bănuiesc că intenționați să le și finalizați până la sfârșitul anului. Sigur. În curs, pentru că din 2022 vor începe lucrările pe strada București și atunci, dacă vor fi foarte multe șantiere deschise pe toate străzile, nu știu exact pe unde vom circula. Aveți o strategie din acest punct de vedere? Da, domnul primar Marius Dulcea a discutat și a hotărât ca descărcările să se facă pe anumite străzi dacă vor începe aceste lucrări și vă anunț astăzi că la ora 15 se deschid ofertele pentru pietonal, investiția care va fi realizată din fonduri europene și sper ca lucrurile să meargă într-un sens normal și să nu avem contestații, iar undeva în luna august cel târziu să avem un câștigător care va realiza un proiect tehnic, iar la începutul anului viitor să începem lucrările. În ceea ce privește strada București, licitația este în desfășurare și vor fi deschise ofertele în data de 8 februarie. Ați adus în discuție strada București. Cum vi se pare că arată această arteră principală de circulație? Din punctul meu de vedere, artera principală a municipiului, reprezentativă atât pentru turiștii care intră în municipiu, să fie înțesată de aceste pompe funebre. Societăți de pompe funebre. Deci nu este nici plăcut ochiului, nici oamenilor, nici eu care merg cu căruțul, cu copilul pe stradă, să merg să mă uit într-o vitrină să văd ceea ce văd în momentul de față. Se tot discută relocarea acestor societăți de pompe funebre în zona cimitirelor, pentru că de fapt acolo este locul lor și oamenii ăștia care desfășoară acest obiect de activitate trebuie să înțeleagă că noi, ceilalți cetățeni ai municipiului, nu trebuie să fim adică nu trebuie să suferim în momentul în care ieșim pe stradă. Deci fiecare obiect de activitate trebuie să-și aibă locul lui și ei trebuie să aibă locul în zona cimitirelor. Strada București, jocuri de noroc și societăți de pompe funebre. Dacă ar fi. Avem în momentul de față. În momentul de față. Și dacă îmi permiteți, străzile municipiului Călăraș sunt înțesate de cruci. Acolo unde se întâmplă un accident, unde problemă. O persoană. Corect. Își pierde viața, imediat rudele vin și ridică o cruce în memoria decedatului. Dacă nu mă înșel, cred că și în Parcul Central, chiar lângă o bancă, este o cruce și, sigur, nu mă înșel, aproape de cinematograful Victoria. Pentru că s-a permis lucrul ăsta. Eu cred că în perioada următoare nu se vor mai permite, dacă avem aspirații, la avea un oraș civilizat. Înțeleg durerea oamenilor și suferința, însă. Dar lucrurile trebuie să evoluăm. Suntem în 2021, într-un moment în care dacă acum nu mișcăm lucrurile, nu știu când vom avea posibilitatea și cei mai afectați vom fi tot noi. Și copiii noștri și generațiile care urmează. A fost în discuție la un moment dat parcarea de la Spitalul Județean. Ce ne puteți spune despre acest obiectiv? Și este și în acest moment în discuție acest obiectiv. Deci nu s-a renunțat la el. Nu. Elaborarea studiului de fezabilitate va fi trecută pe lista de investiții a primăriei municipiului Călăraș. Va fi un proiect comun cu Consiliul Județean. Investiția va fi, finanțarea va veni din bugetul Consiliului Județean. Primăria este proprietara terenului, elaborează documentația, iar Consiliul Județean va finanța și bănuiesc că va face și licitația pentru execuție. Va fi o parcare supraterană care va elimina acea aglomerație în momentul de față din acea zonă.
Am gândit să fie cu acel heliport de care se tot vorbește de ani de zile să fi, și din acel heliport să se facă trecerea către etajul 3 sau 4, etajul spitalului, pentru a avea acces la sala de operație pacienții. Parcarea să fie legată cu o pasarelă? Da, sau cu o pasarelă. De spital. Da. Acest lucru se va întâmpla, cred că în luna martie vom demara elaborarea acestui proiect. Ca să vorbim concret pe termene, va dura cel puțin două luni această documentație, o licitație până la sfârșitul anului și o execuție, în cel mai fericit caz, la începutul anului viitor. Vom avea un municipiu în care nu s-a investit nimic de 30 de ani, vom avea un șantier care cu toții sperăm să se închidă undeva la sfârșitul anului 2023. La sfârșitul anului 2023. În această emisiune am vorbit despre lucrările ce vor demara pe strada București, lucrările de pe Bulevardul Republicii. În momentul de față se lucrează pe strada Grivița. Ce veți face cu celelalte străzi din municipiul Călăraș și lucrările de canalizare care sunt în derulare în momentul de față? În primul rând, la nivelul municipiului, n-am avut asfalt și canalizare. Se vor asfalta străzile, iar unde va fi necesar vor fi schimbate, va fi schimbat sistemul de canalizare și sistemul de racordare la apă. Aceste ședințe de care vă tot povestesc se fac inclusiv împreună cu Ecoaqua și cu specialiștii care sunt la Ecoaqua, cu inginerii de acolo. În perioada următoare, chiar dacă suntem în 2021, lucrăm la canalizare și asfalt. Am înțeles. Dumneavoastră, până să preluați funcția de administrator al municipiului Călăraș, ați deținut funcția de director al Direcției de Dezvoltare în Consiliul Județean. Probabil acesta este motivul și pentru care ați menționat atât de des colaborarea între cele două instituții. Chiar dacă ați plecat de acolo, vă urmăriți proiectele la care ați lucrat? Știu că de fiecare dată spuneați despre proiectul cu portul turistic, despre proiectul cu promenada. Dați-ne câteva amănunte. Sigur. Într-adevăr, nu am avut o colaborare cu primăria până în 2020. În acest moment s-a deblocat inclusiv ușa de trecere din primărie. Dintre cele două instituții. Dintre cele două instituții, pentru că era încuiată. Am o colaborare directă cu Consiliul Județean și ne întâlnim de cel puțin 3 ori pe zi și discutăm anumite proiecte, anumite aspecte, anumite probleme care sunt la nivel de municipiu. Țin legătura cu managerul public de la Consiliul Județean, cu Marius Fulga, dar și cu președintele Consiliului Județean, Vasile Liuță. Proiectele și gândim comun noua listă de investiții pe 2021. În acest moment, promenada, că au fost discuții în ședința de Consiliu Județean, anumite persoane care și-au dat cu părerea vis-a-vis de devizul general care a fost modificat, dar în spatele acestei modificări a intervenit, modificarea a fost determinată de faptul că baza de canotaj nu a putut fi luată în patrimoniu primăriei sau al Consiliului Județean și atunci a trebuit să facem o altă soluție tehnică pentru a avea acces la acest teren. Și pot să vă spun informativ că digul de la hidrobiciclete, pe o porțiune cred că de 300 de metri, ca și reabilitare înseamnă 3,8 milioane de roni. Adică costurile sunt foarte mari și cresc exponențial pentru că sunt lucrări care sunt lucrări hidro. Să nu ne gândim că mărim un proiect cu o valoare de 2 milioane și să stăm să încercăm să îl împiedicăm. Gândiți-vă că acești 2 milioane de euro, dacă erau investiți din 2 în 2 ani la nivel de municipiu sau la nivel de județ, cred că aveam o altă față a județului Călăraș. Despre portul turistic, ce ne puteți spune? A fost semnat contractul de execuție pe portul turistic, au fost date notificări de primăria Călăraș către cei care ocupă
temporar acea zonă. Termenul de eliberare a fost stabilit 31 martie și nu cred că cineva... Nu va respecta acest termen. Nu va respecta acest termen, pentru că, le spun direct, cine nu respectă acest termen, cheltuiala cu demolarea acestor sau relocarea acestor barăci va intra în, va fi făcută de către primărie sau Consiliul Județean, dar va fi trecută pe decizia de impunere din cadrul primăriei Călăraș. Deci vor suporta și... Vor suporta și cheltuielile. Au fost 30 de ani în care s-au acceptat anumite lucruri. Haideți să încercăm să intrăm în normalitate și în momentul în care ieșim în parc sau ieșim pe apă, să avem o altă imagine a orașului. Când vor începe lucrările la portul turistic, în preconizați? Luna aprilie. Anul acesta? Da. 2021, da. Am vorbit despre proiecte, am vorbit despre obiective. Acum aș vrea să-mi răspundeți la două întrebări. Săptămâna trecută, directorul Serviciului Public pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân, domnul Alexandru Drăgulin, v-a acuzat în cadrul unei conferințe de presă că faceți presiuni asupra dumnealui să-și dea demisia, că ați trimis foarte multe adrese... Și dădea dumnealui exemple mai multe. Ce ne declarați în legătură cu acest subiect? Am auzit că a făcut câteva declarații. Dânsul e liber să spună orice. Eu am sesizat următorul lucru. Faptul că la nivelul serviciului au fost alocate sume extrem de mari, sume care s-au dus o parte pe salarii, iar o cealaltă parte pe cheltuielile curente care le are la nivelul serviciului. Și atunci am solicitat să-mi pună detaliat la dispoziție, prin direcția economică a primăriei Călăraș, transparent, documente justificative pentru cheltuirea acestor bani. Dânsul a încercat sub diferite forme să prelungească aceste termene, dar nu a înțeles un lucru, că el este în subordinea primăriei Călăraș, în subordinea primarului și este angajatul primarului. Dânsul avea un statut de societate comercială, era un fel de SRL acolo, răspundea când vroia, cui vroia. Cred că nu l-a întrebat nimeni niciodată. Am cerut inclusiv pe incineratorul achiziționat de primărie în 2017 situația consumului de combustibil. Mi-a invocat diverse motive de consum de combustibil pe documentele transmise, am făcut o analiză, suntem în continuare, nu am oprit controlul la dăpostul de câini și nu-l voi opri, indiferent ce spune acest domn, și sunt convins că vor fi surprize foarte mari, pentru că uitându-ne în organigramă găsești persoane în legătură directă cu IPJ-ul, în legătură directă cu un serviciu de informații, în legătură și tot crede că transmițându-mi mie anumite mesaje, lucrurile se vor opri. Lucrurile nu se vor opri acolo. Vă referiți și la alte mesaje în afară de cele transmise în cadrul conferinței? Indiferent cine și ce crede că protecția are. Departe de mine să mă intimideze cineva că ar lucra într-o anumită structură a statului. Am înțeles. Este adevărat că ați blocat finanțarea către acest serviciu? Asta a fost una dintre acuzații. Da, nu s-au plătit. A fost o solicitare la nivelul 1 decembrie și am cerut să mi se pună la dispoziție documente, iar în momentul în care sunt puse la dispoziție documente, pentru că suma solicitată era de 50.000 de lei, o sumă mică față de 3.300.000 cât are bugetul la nivelul unui an. Deci, Alex Drăgulin la adăpostul de câini a avut la nivelul anului 2020 aproape 700.000 de euro, dacă nu 800.000 de euro. În condițiile în care personalul angajat, numărul oamenilor care lucrează în adăpostul de câini este de 29 de oameni, există un director care el este șeful de serviciu, un director economic, un șef serviciu care și-a dat demisia și de ce să nu spunem că Alex Drăgulin are un salariu mai mare decât directorul economic din cadrul primăriei Călăraș. Și mi se pare anormal să fie aceste diferențe atât timp cât directorii din cadrul primăriei
volumul de muncă este extrem de mare și responsabilitatea este și mai mare. Până se va clarifica această situație, până veți primi toate răspunsurile solicitate, până puteți să vă faceți o imagine asupra situației contabile, ceea ce se întâmplă acolo, animalele au de suferit dacă ați oprit finanțarea către serviciu? Adică au asigurată hrana? Nu, pentru că au mai fost situații similare. Relația comercială care se află în momentul de față între adăpostul de câini și furnizorul de mâncare pentru animale nu s-a încheiat. Doar că plățile vor fi făcute, nu știu cum, de 20 de zile, 30 de zile. Domnule Grama, o ultimă întrebare este legată de AJF. Știu că primăria a trimis o somație către AJF să elibereze spațiul de la Navrom. Explicați-ne ce s-a întâmplat acolo și de ce această decizie. Pot să vă spun direct că inconștiența actualului președinte al Asociației Județene de Fotbal de a rămâne într-un imobil, proprietatea primăriei, există o hotărâre de Consiliu, au invocat într-un comunicat de presă faptul că au folosit acel imobil în mod gratuit din 2006 până în 2020, moment în care noi am venit și i-am evacuat. Noi am făcut împreună cu domnul primar o evaluare a patrimoniului și lucrăm în continuare o evaluare la acest patrimoniu al municipiului, pentru că în cadrul primăriei nu există o direcție de patrimoniu. Și am identificat acest obiectiv, stadionul Navrom. Există o hotărâre de Consiliu Local revocat, care revocă folosința gratuită a AJF-ului. AJF-ul a rămas în continuare în acel obiectiv al primăriei și, surpriză, utilitățile au fost plătite de primăria Călăraș. Ilegal, din punctul meu de vedere, doar energia electrică, cred că este în sumă de, cu tot cu dobânzi și penalități, 44.000 de lei, a fost transmis AJF-ului pentru a plăti această sumă, pentru că primăria deja a efectuat cheltuiala, a fost făcută inclusiv decizia de impunere pe folosirea acelui teren în mod gratuit, pentru că atât eu cât și dumneavoastră nu putem să ocupăm un teren și să desfășurăm orice activitate așa cum ne duce pe noi capul. Nu, ăla este patrimoniul statului. Cine folosește, urmează o procedură, concesiune, închiriere, ocupare temporară, participă la o licitație și câștigă sau nu câștigă. Dânsul a beneficiat, cred că întâmplător a fost și pe lista PNL-ului, că am înțeles că a fost pe lista de consilieri locali ai PNL-ului, a beneficiat în mod ilegal de acel teren, neplătind impozite și taxe. În momentul de față, reprezentanții AJF au respectat somația, au eliberat spațiul? Au eliberat spațiul, dar au făcut un lucru care pur și simplu m-a șocat. Au donat terenul sintetic din cadrul incintei Navrom. Unui liceu am văzut, tot așa, într-un eveniment fastos, unui liceu de la Dragalina, dar să nu uităm un lucru. Factura, banii au fost alocați de primăria Călăraș, iar acea investiție este în contabilitatea primăriei. Dacă dânsii consideră că pot lua o investiție a primăriei și o pot dona, nu știu cum o justifică. La acest moment vom face inclusiv o plângere penală. Organele de anchetă sunt convins că vor stabili exact care este situația acolo. Navromul, stadionul Navrom, cum îi spunem, arena Navrom, va face obiectul unei noi investiții sau o veți închiria pentru diferite asociații, ONG-uri, dacă dorește cineva să investească în zonă? Ați deschis un subiect sensibil și trec prima dată și le spun oamenilor că sala polivalentă a municipiului este a municipiului, a oamenilor care locuiesc în municipiu, pentru că, după cum știm, până acum acolo nu avea acces oricine și nu putea folosi nimeni acea sală decât privilegiat anumite persoane din cadrul primăriei. Pot să vă spun că există o hotărâre de Consiliu Local, iar acea sală poate fi închiriată cu o sumă pe oră. Oricine poate merge și face un contract și poate beneficia de acea sală, pentru că acea sală a generat 12 ani doar cheltuieli și niciodată profit. Deci acele cheltuieli trebuie acoperite. Am discutat cu
grupele de copii și juniori, cu profesorii de la grupele de copii și juniori din cadrul clubului de fotbal Dunărea Călăraș, cu cei care au asociații private și au încheiat deja contracte și beneficiază de sala polivalentă la acest moment. Dar și persoanele fizice pot face acele contracte. Și să trec la Navrom. Navromul este un obiectiv depus la CNI, trecut pe o listă sinteză, nu știu când va fi finanțat, pentru că CNI-ul la acest moment are o sumedenie de obiective la nivel național, iar mesajul este, finanțarea este condiționată de limita fondurilor disponibile. Noi, ca priorități la CNI, avem alte obiective. Primul ar fi asfaltarea cartierului Mircea Vodă, al doilea ar fi Cogălnicianu, cu strada Cogălnicianu cu Bulevardul 1 Mai, ceea ce v-a spus și domnul primar Marius Dulce. Al treilea obiectiv este cinematograful Victoria. Al patrulea obiectiv, ca importanță, este noul sediu al poliției locale. Adică avem alte priorități în acest moment. Dacă într-adevăr vom găsi o soluție de finanțare și pentru acest stadion, o vom face cu siguranță. Dacă nu, până atunci? Intră în conservare, este singura soluție în acest moment și așteptăm. Veți găsi o soluție. Domnule Grama, vă mulțumesc frumos pentru prezența în studio. Mulțumesc.